ziua! Cum vă numiți? Iorgana Claudia. Și tu? Iorgana Andreea, spune. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru un set de analize, fiindcă am văzut că ne-am informat, am sunat medicul de familie, am întrebat despre ce e vorba. Domnul doctor ne-a spus că e o caravană care merge din școală în școală pentru monitorizarea elevilor, pentru o bună desfășurare între elevi și profesori și părinți. Deci, adică ni s-a părut ok, fiindcă Andreea are probleme în retrag cognitiv și mergem la analize din 6 în 6 luni. Facem lună de lună medicul specialist, ne prescrie o rețetă și o facem ca la carte, că altfel nu ajungeam clasa a 6-a. Mi s-a părut foarte... La început am avut teamă, că așa se întâmplă. La țară nu discută lumea orice. Dar printre primii copii am văzut despre ce e vorba și ne-am revenit, fiindcă facem asta cu libertate. E ok. Mi-a plăcut că sunteți deschiși, adică nu era stresul ăla ca la medic. A fost mai ok la școală ca la medic, ca la cabinet. Fiindcă așa se întâmplă. Am comunicat excelent. Aveți, cred că, și sunteți în domeniu și cred că faptul ăsta ne ajută pe noi. Fiindcă, de regulă, când sunteți tineri și știți să luați omul, nu mai e așa de greu. Ne-am descurcat ok, aveam o teamă, fiindcă Andreea avea probleme medicale și v-am zis, glicemia era mare, soacra este diabetic zaharat și cumnatul diabetic insipid și ne s-a spus că se moștenește. Ne-am gândit încolo, greșisem un prost mai înainte. A fost ok, vă mai așteptăm și pe viitor. Ne s-a descoperit că ochi, am moștenit doar de la mama. Și dinți și ochi și inimă numai de la mama, că de la tata n-au luat nimic. Vă așteptăm pe viitor pentru mai multe, pentru cei mai mici, că mai avem și mai mici, să veniți și anii următori. Am înțeles, mulțumim. Mulțumim că ne-ați... Educația copilului, vi se pare importantă pentru viitorul lui? Am renunțat, Andreea a avut nevoie de un program mai special și din partea casei. Am început clasa 1-a, nu s-a descurcat, toate literele erau A, fiindcă e operată la ureche. O punguță cu puroi este pasă timpan și n-a putut să vorbească până la 6 ani. Am operat-o pe timpan și abia pe la 8 ani a început să perceapă. Am făcut logopedie cu domnul psiholog la Buzău. Am mers aproape 2 ani de zile, zi de zi. Am învățat să fiu psiholog în primul rând, ca să pot să o înțeleg pe ea. La început mi-a părut greu, fiindcă așa e când nu știi, vii de la țară și mi se părea greu termenii în care trebuia să mă... Exprim și nu mă descurcam, am clacat, o lună de zile nu m-am dus. Nu, pur și simplu am spus că nu, renunț că mi se părea greu faptul că trebuia să mă compor cu ea într-un alt fel de care tot făceam mai de fiecare dată. Și am reușit. Andreea e clasa a 6-a, percepe, are o programă specială de școală, nu ca ceilalți copii, dar sunt mândră că a ajuns în clasa a 6-a, fiindcă alți copii n-au ajuns aici. Și sper să ajungem la clasa 8-a și să spre viitor. Sunt mulțumit și eu și soțul, suntem mulțumiți că atât cât se poate face așa. Deci se implică în treburile gospodării. Asta o care ne-a zis cel mai mult, domnul psiholog așa ne-a spus că faptul că o implicăm în treburile casei, nu o dăm la o parte ceea ce nu s-a întâmplat niciodată, din niciun punct de vedere. Mă ajută și la mâncare, mă ajută și la curățenie, mă ajută și în curte, îi plac animăluțele și... creștem anumite animații doar pentru ea și tot așa. Deci până acum e ok. Ți-ți place să mergi la școală, Andreea? Care este materia ta preferată? Matematica, română, engleză, franceză, muzică. Îți plac toate materiile? Aproape. Da? Te-ai gândit ce o să faci când termin clasa 8-a? O să mergi la un liceu? Da. Bravo. Ai primit acolo un ghiozdănel de la noi. O să-l folosești anul ăsta la școală? Da. Da? Cât timp faci tu până la școală de acasă? La școală până acasă un sfert de oră. Vii pe jos? Da. Că nu ieșirea din sat. Da? Da. Care este mâncarea ta preferată? Spune! Ciorba. De care ciorba? Ciorba de... De perișoare. Și-ți place să o ajuți pe mami la bucătărie? Da. Bravo. Bine, vă mulțumim mult. Și noi vă mulțumim. Multă sănătate. La revedere. O zi bună. La revedere. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Crăciun Maria. Și tu? Crăciun Cazmi. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru analizele copilului. Cum vi se pare inițiativa proiectului pentru sănătatea ta, pentru a nu abandona e școala? E foarte bine.
mi-a părut bine că i-am făcut analizele despre binele lui și mi pare bine că am venit să facem. Obișnuia să mergeți cu băiețelul la doctor periodic? Da, da. Deci n-au fost descoperite probleme de sănătate pe care nu le știați. Ție îți place să mergi la școală? Da. Care este materia ta preferată? Română. Și când o să fii mare, ce vrei să faci? Polițist. De ce? Ca să urmăresc hoții. Bravo. Care fără. Ai primit acolo un ghiozdănel de la noi, o să-l folosești la școală anul ăsta? Da, de cum? De uite, l-aș și schimba. Bine, mulțumim mult. Salut. O zi bună. Da. Cum vă numiți? Topor Mirel. Și Topor Diana. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru controlul. Medical. Medical, da. De unde ați aflat despre acest control? La profesor. Cum vi se pare inițiativa proiectului? Foarte bun. Nu-i. Ceva... No. Obișnuiați să mergeți cu copilul periodic la doctor? Da, că ea are probleme. Perioada frigului deja i-a tratat mea. Am înțeles. Au fost depistate și alte probleme acum la acest control? Nu. Ți-ți place să mergi la școală? Da. Care este materia ta preferată? Matematica. Și când o să fii mare, ce vrei să faci? O spătar, mă, căpăr. Bravo. Deci o ajuns pe mami prin gospodărie. Da. Ce-ți place cel mai mult să mănânci? Nu am un fel preferat de mâncare. Până la școală cât faci? Câte minute faci? 5 minute, dar nu știu. 5 minute. Vii pe jos? Microbuzul? Sunt alțat și vin cu microbuzul. Am înțeles. Ai primit acolo un ghiozdănel de la noi, să-l folosești la școală anul ăsta? Desigur. Bine, vă mulțumim mult. Bună ziua. Bună ziua. Cum vă numiți? Ghiță Simona. Și tu? Petru Andrei Daniel. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru analize. De unde ați aflat despre acest control medical? Da, doamna medicare. Cum vi se pare inițiativa proiectului pentru sănătatea ta pentru a nu abandona școala? Foarte bun. Obișnuia să mergeți copilul la doctor periodic? Da, de câte ori era nevoie. Au fost descoperite probleme pe care nu le știați în urma controlului? Nu. Ce clasă ești? La întâia. Și îți place la școală? Da. Care este materia ta preferată acum? Îmi place să scriu. Da? Când o să fii mare, ce vrei să te faci? Fotbalist. De ce? Îmi place. Îți place să te joci cu mingea, să alergi după ea, da? Da. Dumneavoastră considerați educația copilului importantă pentru viitorul lui? Da, foarte. Îl ajutați la teme? Îl urmăriți dacă și-a făcut temele? Da. Considerați că are o alimentație sănătoasă copilul? Da, este bun. Care e felul tău de mâncare preferat? Ciorbiță. Ciorbiță? De care ciorbiță? Ciorbiță sau fără ciorbiță? Cu care? Ai primit acolo un ghiozdănel de la noi, o să-l folosești la școala anul ăsta? Da. Da? Bine, vă mulțumim mult. O zi bună. Bună ziua. Bună ziua. Cum vă numiți? Eu mă numesc Lalalis Pamela. Dumneavoastră? La Sofica. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru un control medical. De unde ați aflat despre acest control? De la domnul profesor. Cum vi se pare inițiativa proiectului pentru sănătatea ta pentru a nu abandona școala în localitatea dumneavoastră? Foarte bine. Obișnuia să mergeți cu fata periodic la doctor? Da. Era necesar. Au fost descoperite probleme de sănătate pe care nu le știați acum? Nu, e foarte sănătoasă, e puțin cu vederea, da. Considerați educația copilului importantă pentru viitorul lui? O ajutați la teme, dacă are nevoie, o urmăriți dacă și le-a făcut? Cât cunosc. E mai complicat acum. Nu mai e ca... În schimb, ne descurc. Ți-ți place să mergi la școală? Da. Care este materia ta preferată? Muzica. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Designer. De ce? Deoarece mi se pare foarte interesant. Păi și nu-ți place desenul mai mult decât muzica? Nu. Înțeles. Cât timp faci tu până la școală? 5 minute. Vii pe jos? Da. Care este mâncarea ta preferată?
cartofi pai. Ne-am înțeles. Ai primit acolo un ghiozdănel de la noi. O să-l folosești anul ăsta la școală? Presupun. Da? Bine, mulțumim mult. O zi bună. Sănătate și mai. La revedere.